tocmai ascultam la Realitatea FM în mașină o știre despre doamna Vasilica Viorica Traforaș Dăncilă, avatarul lui Liviu Dragnea de la Guvernul României, în care realitatea ne spunea că doamna Dăncilă s-ar fi discutat noaptea cu Recep Erdogan, noaptea, un proiect, discuțiile s-ar fi întins până la ora 1 noaptea, un proiect, citez, în valoare de 1 miliard de euro. Și mi-am adus aminte, dragii mei, de discuțiile din campania electorală și de lucrurile pe care le spuneau PSD-iștii în campania electorală, dar și sub guvernarea Ponta. Dom'le, o să facem cu chinezii, o să vină chinezii, o să facem proiecte, o să vină rușii să facem proiecte, o să facem cu Turcia, o să facem cu... Asta, în momentul în care am auzit știrea asta cu Dăncilă, mi-am adus aminte de acele știri și mi-am adus aminte de știrea recentă, revolta Corinei Crețu, la Parlamentul European, cu privire la faptul că guvernul ăsta, Dăncilă, Dragnea 3.0, nu atrage deloc fonduri europene. Și mi-am dat seama de fapt de un lucru, de aceea am vrut să intru să comentez imediat, mi-am dat seama de un lucru, mi-a picat o fisă, oameni buni. PSD-iștii ăștia, de când sunt ei și de când suntem noi în Uniunea Europeană, îi observați că ei sunt cu atrageri de fonduri de oriunde, de oriunde, de la turci, de la chinezi, de la arabi, Dăncilă se duce în Dubai. De oriunde, domne, numai de la Uniunea Europeană, nu, de unde ne vin banii cu certitudine. Adică asta este ceva foarte interesant în atitudinea și în politica acestui partid față de statutul României de țară membra a Uniunii Europene. Adică noi avem la Bruxelles niște bani care sunt acolo pentru noi, miliarde de euro, nu un miliard, miliarde de euro, da? Din care noi am putea să facem autostrăzi, canalizări, spitale, școli, să dezvoltăm afaceri, să dezvoltăm micro-întreprinderi, să facem investiții în energie, în căi ferate. Deci sunt miliarde de euro în acest sens și pe ei nu interesează banii aia, care acei bani, atenție dragii mei, sunt bani cerți și indubitabili. Deci banii aia Uniunea Europeană îi alocă pentru noi. Noi trebuie doar să scriem proiectele, să aplicăm și să luăm acei bani la nivel guvernamental, pentru că la nivel local se dezvoltă foarte multe comunități cu bani europeni, foarte multe orașe. Sigur, nu conduse de PSD, este un singur primar PSD care face excepție și cred că pe ăla l-au dat afară din partid, da? Dar conduse de primari din oameni normali care urmăresc interesele cetățenilor și nu interese de grup infracțional organizat. Și ei nu atrag acești bani. Deși, vă repet, ei sunt niște bani cerți, niște bani siguri. Asta este ceva foarte interesant, dragii mei. Asta pe mine mă face să cred, cuplat cu faptul că ei tot timpul vin, Dăncilă nu știe să meargă la Bruxelles ca să facă ceva, să miște lucrurile, să vină banii europeni. Nu, se duce acolo și minte se rățuiește la Bruxelles. După care pleacă în Turcia la dictatorul Erdogan. După care pleacă în Dubai. Ponta, mi-aduc aminte, în campania electorală promitea cu PSD-iștii lui că aduce chinezii, că face, că drege, Năstase, vorbește despre îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. Adică ei se agită să meargă oriunde, numai la Uniunea Europeană, acolo unde noi suntem membri cu drepturi depline, acolo unde noi putem să obținem cu certitudine acești bani, dacă facem 10% din efortul pe care îl facem ca să începem niște discuții cu Turcia, cu cineva, ca să facem, da, pe proiecte concrete. Vă reamintesc că Ungaria și-a făcut rețeaua de autostrăzi în 3 ani de zile cu bani europeni. Ei s-ar duce oriunde, numai la Uniunea Europeană nu. Dragii mei, mie mi se pare că oamenii ăștia, oamenii PSD-ului, oamenii din partidul nașit de Ion Iliescu, au o strategie deliberată și clară de a face tot posibilul ca România să nu se integreze în Uniunea Europeană. Pentru că este ceva programatic, dragii mei, este ceva, astea nu sunt întâmplări. Vă aduceți aminte cu siguranță în campania electorală a lui Victor Ponta la președinție, cum vorbea despre treaba asta, despre proiectele comune cu China comunistă, cu alte țări. Ponta, care umbla și el prin Dubai, umbla prin fel și fel de, cu Ghiță și cu Andronic, da? Umbla în Dubai, unde au pus ei țara la cale acolo, au crezut că fac și că drec în campania electorală. Și după aia s-au întors din Dubai și Andronic a început să facă jocurile lui Ponta împotriva lui Iohannis. Da, mă rog, asta e istorie. Dăncilă se duce acum în Turcia să discute cu Erdogan și în, tot în Dubai sau Emiratele Arabe Unite. Dar
Nu vor să ia bani europeni. De ce nu vor să facă asta? Despre ce cred eu că este vorba? Oameni buni, eu cred că oamenii ăștia deliberat, pentru că Iliescu este omul rușilor, clar, în mod clar și cer, n-avem niciun dubiu aici. În decembrie, 28 decembrie 89, era la ambasada URSS-ului, discuta cu ambasadorul URSS cum să saboteze startul României în capitalism și în democrație. Iliescu a făcut o școală militară la Moscova împreună cu Nicolae Ceaușescu, în cărțile lui Grigore Cartianu, găsiți acest episod, școală militară care producea oameni a servis total Moscovei. Atunci când Ceaușescu s-a rupt de Moscova și a refuzat să le mai facă jocurile, Iliescu, colegul lui, a fost trimis ca să-l execute, să-l ucidă într-un mod barbar pe el și pe Elena Ceaușescu, tocmai ca o răzbunare, pentru că atunci când ești în treaba asta cu rușii, nu poți să trădezi, nu poți să pleci de acolo și dacă pleci, mori. Indiferent cine ești, poți să fii și președinte de țară. Și asta s-a întâmplat cu Nicolae Ceaușescu. Ion Iliescu, omul Moscovei, a făcut acest partid. A nășit acest partid. Nu mai vorbesc de urmașii lui. Epigonii lui, Adrian Năstase. Adrian Năstase recent se poza cu Alexandru Dugin, ideologul Moscovei. Dugin, când vine în România, vine pe la Năstase. Năstase le logiază pe blogul lui. Deci eu cred că oamenii ăștia în partid au o strategie deliberată de a sabota în continuarea ideii lui Iliescu din 1990, de a sabota pe toate căile posibile integrarea și cuplarea completă a României la Uniunea Europeană. Și de asta ei nu accesează bani europeni, de asta ei nu fac proiecte de infrastructură, de exemplu. E foarte important. Să știți că aducerea rețelei de autostrăzi către estul României, până la Iași, până dincolo de Iași, la granița cu Republica Moldova sau chiar până la Chișinău, asta înseamnă integrarea de facto în Uniunea Europeană. Pentru că în momentul când tu ai autostradă, când eu de aici din București ies pe autostradă și mă duc până la Madrid sau până la Bilbao pe autostradă, atunci eu sunt integrat de facto. Știți? Ori ei vor să împiedice pe toate căile posibile acest lucru. Și eu cred că este o strategie deliberată a unor oameni din PSD, a unor lideri din PSD, cuplată, bineînțeles, cu faptul că unii sunt corupți, au dosare penale și din perspectiva instinctului de conservare nu vor ca noi să fim Uniunea Europeană, cuplată cu mentalitățile altora. Dragnea, de exemplu, la Dragnea se combină și mentalitățile. Gândiți-vă că el e copil de milițian din anii 50. Milițian de la sovietic, comunist-sovietic. Păi el în casă a auzit numai asta, că Occidentul e rău, că... Deci în mintea lui, natural el, fără ca cineva din partid, oamenii lui Iliescu, garda veche care a rămas acolo, trage sforile, cum vine un nou lider, se bagă lângă el și îl ajută. Uitați-vă cine era ONG-ul ăla care declara protestele ca să se justifice la jandarmerie ca noi să fim ridicați. Iulia Ștarc. Cine este Iulia Ștarc? Președintea Asociației de Prietenie România-Moscova. Astea nu sunt lucruri întâmplătoare, oameni buni. Șerban Nicolae, Nicolicea, crescuți la țâța lui Ion Iliescu. Din sfârcul lui Iliescu au subt ei și au crescut atât de mari. Codrin Ștefănescu, venit pe filiera PRM, care era tot o filieră securisto-sovietică. Deci oamenii ăștia în mod deliberat ne sabotează nouă integrarea în Uniunea Europeană de foarte mult timp, dragii mei. Oamenii ăștia sunt convins, și de-aia a trimis-o pe Dăncilă la Erdogan, de-aia o trimite în Dubai, de-aia Ponta când a venit a încercat cu chinezii. Eu sunt convins că în mintea lor bolnavă iau niște strategii de a rupe România total în Uniunea Europeană și de a găsi soluții cu astfel de țări cu ideologie comunistă sau cu ideologie antioccidentală, în orice caz cu ideologie nedemocratică, cu țări care nu sunt democrații consolidate, așa cum sunt țările Uniunii Europene sau principalii noștri parteneri strategici din Alianța Nord-Atlantică. Statele Unite este cel mai bun exemplu, cea mai mare democrație a lumii. Și treaba asta trebuie să dea de gândit foarte multora dintre cei care, și ar trebui să fie vreo 10 milioane de oameni în țară care se gândească la asta. La ce mă refer? Mă refer la toți cei care au rude apropiate în diaspora, în țări occidentale, în Uniunea Europeană, da? În Spania, în Italia, în Franța, chiar și în Anglia, cu tot cu Brexit-ul Angliei, pentru că sunt 5 milioane de oameni plecați acolo. Teoretic, fiecare om are cel puțin două rude în țară. Sigur, cei care nu mai au rude deloc se compensează cu cei care au mai mulți frați. Ori aici vorbim de o comunitate uriașă de poporul român, o acea parte a poporului român uriașă, majoritară, cel puțin 15 milioane de oameni, da, din 20,
care face parte deja din familia occidentală, din familia democrațiilor consolidate. Și toți oamenii ăștia ar trebui să fie direct interesați și personal să meargă și să facă orice pentru ca ei să nu fie rupți, răpiți din familia lor, din familia în care ei aparțin, din familia cu care ei se identifică, din familia de unde ei își trag speranțele și gândurile bune de viitor, de unde își câștigă existența, dragii mei. Deci teoretic ar trebui ca 15 milioane de oameni, 5 milioane din diaspora, 10 milioane din țară, rudele celor din diaspora, cei care primesc bani de la rudele lor din diaspora, ar trebui să fie alarmați, dragii mei. Ar trebui să uite cu atenție la aceste lucruri. Ar trebui să-și pună întrebarea, domne, cum e posibil? Uniunea Europeană ne dă miliarde de euro, nu merge primul ministru la Bruxelles să ceară acei bani, să negocieze, să facă tot posibilul, să demareze proiecte, bani siguri, și se duce în Turcia să discute cu dictatorul Erdogan. Ponta, care candidează la președinție, ultimul candidat al PSD-ului, propunea să facem cu China, nu știu ce, China comunistă. Numai cu țări din astea în care n-au nicio legătură și nicio treabă cu democrația consolidată și cu valorile noastre, dragii mei. Că niciun român n-a emigrat în China. Românii nu emigrează în Turcia. Românii nu pleacă în Rusia sau în Dubai. Mai sunt oameni care lucrează, dar lucrează punctual, nu lucrează ca să mute acolo. Înțelegeți? Ori ei vor să ne rupă, oameni buni. De ce? Numai ca să le fie lor bine, numărul 1. Doi, ca să scape de dosare cei care au dosare, dar și din motive ideologice. Pentru că ei, ideologic, ei nu sunt democrați. Democrați în sensul, nu de partid democrat, ci în sensul de democrație. Ei nu au o gândire democratică. Ei nu sunt oameni care să iubească democrația, care să înțeleagă democrația, care să-și dorească să trăiască în democrație. Ei sunt oameni care iubesc dictatura și fiecare dintre ei se visează un dictator. Se visează un Erdogan, se visează un Putin, se visează, de ce nu, un al doilea Nicolae Ceaușescu. De aceea ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă, dragii mei. Gândiți-vă la această perspectivă.